Prefectura Suceava va întocmi o notă de fundamentare pentru promovarea unui proiect de hotărâre de guvern privind amenajarea în județul Suceava a unor puncte de lansare de rachete în cadrul Sistemului Național Antigrindină. Este vorba despre un program cu termen limită de aplicare în anul 2024, județul Suceava neavând nicio formă de protecție împotriva acestui fenomen meteorologic. O situație deosebită, potrivit prefectului Florin Sinescu, s-a produs în cazul culturilor agricole în județul Suceava, fiind afectate în urma ploilor din perioada 9-15 iulie 2012 culturi de la 14 ferme și de la persoane private, o suprafață de 12.039 de hectare de culturi de cartofi, floarea soarelui, grâu, legume, orz, orzoaică, ovăz, plante, nutreț, porumb, rapiță, secară, sfeclă de zahăr, soia, pășun și fânețe, valoarea pagubelor produse fiind estimată la 34,78 de milioane de lei. Cel mai mult au avut de suferit culturile de porumb, grâu, cartofi, plante de nutreț, suprafețele afectate reprezentând o pondere importantă în totalul culturilor. Prefectul Sinescu a declarat că în urma acestor fenomene meteo a avut mai multe întâlniri cu fermierii și reprezentanții APIA pentru a concepe un plan de măsuri cu termene aferente. În acest sens și am avut o întâlnire și împreună cu președintele Nichifor, cu reprezentanții fermierilor și cu reprezentanții APIA, care au luat la cunoștință de aceste situații. Totodată, pe termen scurt, am informat Ministerul Agriculturii și am solicitat sprijinirea, găsirea unei modalități de a fi sprijiniți acești fermieri pentru perioada imediat următoare. Pe termen lung, instituția Prefectului Județul Suceava intenționează să realizeze o notă de fundamentare pentru promovarea unei hotărâri de guvern în vederea înființării în Județul Suceava a unor puncte de lansare în cadrul Sistemului Național Antigrindenă. Este un program național care se desfășoară până în anul 2024, dar intenționăm că și Județul Suceava să facă parte din acest program. Vom face toate demersurile necesare pentru ca în perioada imediat următoare să putem promova o asemenea investiție în județul Suceava. În Moldova, în momentul de față, funcționează două unități de combatere a grindinii la Focșani și Iași, cu un total de 16 puncte de lansare. Acestea au o rază limitată de acțiune, iar conform unei hărți prezentate în conferința de presă, grindina de zilele trecute a atins în județul Suceava un diametru de 7 mm. Cheltuiala pentru întreținerea și funcționarea sistemului antigrindină este de $3 pe hectar și an.